Servicii medicale pentru comunitățile locale. Guvernul urmează să adopte actul normativ pentru punerea în aplicare a programului. O comună, o ambulanță, care se va aplica în perioada 2019-2020. O măsură pe care o luăm astăzi pentru sprijinirea comunităților locale este programul O Comună, O Ambulanță, prin care asigurăm servicii medicale de urgență în toate localitățile României. Adoptăm un mecanism de sprijin, prin care medicii de familie vor primi finanțare să achiziționeze și să doteze o ambulanță pentru urgențe. Este vorba despre o schemă de ajutor de până la 200.000 de euro pentru fiecare beneficiar. Banii pot fi folosiți atât pentru achiziția și dotarea ambulanțelor, cât și pentru cheltuielile de întreținere, plata salariilor și pentru dotarea cabinetelor medicale. Programul se va aplica în perioada 2019-2020 și va avea un buget total de 2,5 miliarde de lei, a declarat premierul Viorica Dăncilă. Pe lângă acest program, o serie de reglementări privind organizarea, funcționarea și finanțarea asistenței medicale comunitare urmează să fie adoptate. Astfel, se va oferi acces la serviciile sociale unui număr mai mare de persoane vulnerabile. Este important să asigurăm furnizarea acestor servicii în mod integrat, cu cele de asistență socială și prevenirea abandonului școlar. Astfel, oferim accesul la servicii sociale unui număr mare de persoane vulnerabile din comunitățile rurale sărace. În plus, România va putea beneficia de oportunitățile de finanțare din fonduri europene, în valoare de 355 milioane de euro, a arătat premierul.